cascada, cu suișuri și cu coborâșuri, cu momente de bucurie, dar și cu momente de încercare și de tristare. În arena vieții, pe lângă zefirul cel plăcut al primăverii, bate și clivățul ierilor geroase. Pe lângă florile miresmate cresc și buruieni otrăvitoare. De aceea, pentru ca omul să poată fi fericit, Dumnezeu de la început i-a lăbuit să se însoțească în călătoria acestei vieți pământești cu jumătatea sa, partea care îi se potrivește. Sunteți, dragii noștri, Cristian și Denisa, la momentul în care plecați cu adevărat în călătoria vieții voastre.